Salutare și bine v-am regăsit la un nou episod din GTA San Andreas. Ultima oară am vrut să fac misiunea lui Gizzy, l-am întâlnit pe Gizzy și am explodat tamam la finalul misiunii, o misiune care, mă rog, e... Mă, nu... Așa și data suntem singuri deocamdată. V-am zis că am vreo 955 de dolari. Ar trebui acum să ne ducem să cumpărăm o și noi o bazuca, pentru că ce dracu, suntem spanioli, nu altceva. Hai să furăm o mașină, dă-te fă jos, fie dracu de... Mai te cum a venit asta? O, paulio. Deci, nu știu, de fiecare dată când fur ceva de aici, se apropie și poliția de mine. Bă, chiar era culmea să mă prinde așa. Hai să vedem acum unde dracu e un de-asta de arme. Stai puțin. Ah, de aici, uitați. De arme. Cum dracu se... Bă, mi-a merge mouse-ul? What the f... What the fuck? No, asta nu știu, nu mai aveam control asupra. Băi, frate, dar lăsați-mă în pace, bă, n-aveți și voi mâncare. For Christ's sake și ție. Eu nu de-abia aștept să termin cu seria asta să mă apuc de Mafia 2. Deci de-abia. Mafia 2 deja știu aproape cam toată povestea și vă pot povesti. Mă rog, nu știu, 50 la 80%, 70% cam așa știu în povestea jocului. Pentru că am mai înțeles ceva din cuvintele acolo, l-am mai căutat pe Google, l-am mai făcut de descoperiri. V-am zis, nu sunt chiar așa pe la engleză. Mamă, ăștia o bocanc de militarie, mamă, frate, sunt trapa mea. Sunt aici niște arme. Eu când era, băi, Eliți, eu când eram mic, vreau să iau armele astea de aici și nu le puteam lua. Nu, de fapt, astea erau în Vice City, astea vreau să le iau. Le dau niște arme, mamă, băgame. Mă vedeam eu cu un Kalashnikov și cu... Uitați Thompson-ul. Thompson-ul. Asta mi-am o bazuca. A, fac, nu-i de aici să ia bazuca. Grenadă, exploziv. N-am nevoie. A, să-mi iau un microud. Stați puțin, dar eu am muzi. Bă, totuși, domnule, se găsește bazuca. Nu înțeleg aici unde se de... Da, în fine, hai să mergem din nou la misiune. Așa. Am văzut că la unii de-al meu au comentat unul Sebi Barbu, bă, ne, deci pe bune, chiar mă îngrozesc ce e acum în România, pe bune, deci, dă încă un motiv bun că am plecat de acolo, încă un motiv bun. Să nu mai spuneți mie că v-am zis că nu știu ce, că nu știu ce. Că dracu, naiba, am făcut un infoidu că am revenit și bani s-a trist nu să înjure. Dă-o dracu de treabă, adică totuși, ai puțin respect, adică... Față de om. Uite, vezi? Dacă eram un gamer prost, acum muream aici, de ce drept? Dă-o dracu de treabă. Mă rog, nu o să mai stau să mai... Să vedem scena, pentru că ați mai văzut-o. Așa. Dacă n-ați văzut-o, dacă unii n-au văzut-o, vă uitați la partea 19. Oh, mersi, mersi. Nu, sincer. Oh, da. Ah. Mamă, ce noroc are CG-ul ăsta, să-mi treapă mea, să are CG... Norocul ăsta... Mamă, se vine așa, pe pâine. Încă un motiv bun dacă ești mafiot, ai parte de multe surprize. Cred că asta o să mă facă o să și moare. Culmea, evident. Și ce străzi, băi, ce zici, mai ce chinezării, blocul de chinezi. Damanet, și blocul de la de chirie. Ia, uite, am. Hey, Jizzy, it's Carl. I just dropped off your girl. Check.
got a little errand for you to remember before you deal with that problem I was just talking about. Some young buck thinks he's a player, been trying to peel my hose over in Hashberry. Now, one of my girls over there just eyeballed the punk. I want you to get your ass over there and ice that pretend. Ah, olha o CJ, CJ, GT baixo do. Mă, CJ, adică totuși, eu nu pot să înțeleg așa o chestie asta. Asta, într-adevăr, asta vrea bani. Dar nu știu de ce nu-ți găsești o slujbă ca lumea. Adică, nene, în afară de mafie și de împușcături, pot face altceva. Adică, văd că la asta se pricepe, dar... Dar cum se vrea să nu înțeleg? Adică, totuși, e viața unui om... Mă rog, nu pot să înțeleg, joc e joc. Las că o să ajungă și la Dumnezeu să îți vadă și el cum o să fie judecat, cum e să mori. Dacă trebuie și toți ăștia care omor oamenii, ar trebui să fie și ăștia omorâți. Sincer, adică să vadă și ei ce înseamnă. Mă rog, să simtă. Ce-i bă tu, bă? Băi, frate, ce m-a călcat mașina, bă, nene. Bă, câtă viață ai, mă, nenică! Tu-i viață! Hey, it's CJ. Just to let you know, you don't have to worry about no competition in Hashberry. Worry? Did I say I was worried? No, n-ai zis. No, I did not. Now to the real deal. Some of my girls in the Foster Valley been getting knuckled over. I want you to get your ass up there and nose around. Find out what's going on. Băi, nene, bă, da, ai multe fete, bă. Înțeleg că o fie asta om important, da, pe dracu. Sincer, asta cu bătutul femeilor mi se pare chiar o tâmpenie. Adică, frate, voi oamenii, bărbații ăștia, adică noi bărbații ăștia dăm cum e femeie, dar spate și după aia zic că o iubești, că nu știu ce. Pe lasă, să fii și tu bătut, să fii și tu ce înseamnă să... Ce înseamnă bătaia, că... Văd că... Ai că am uitat. Știa la ăștia care bat femeia, totuși nu-i sufăr, mă. Bă, nu-i sufăr. Adică totuși, ne, băi, ți-a luat o femeie ca să-ți trăiești viața frumos, nu ca să... Adică, ne, bă. A, stai că trebuie să mă... Mr. Jizzy, it's CJ. You the bad luck charm, Flunky. That kid who got off downtown wants out of the game. Her sugar daddy wants to take her off the streets. Nobody turns my hoe. You get your ass back to the hotel and you make an example out of all of them. Uitați, asta e partea proastă la multe chestii pe care nu le înțeleg. Adică, omule, mă salut lui CJ. Cum ne eba? Deci cum ne eba l-a educat pe CJ? Deci asta e treaba mea. Cum ne eba l-a educat pe CJ și cum a ieșit? Ce exemplu dă? Măcar, frate, măcar moartea mamei sale, măcar să însemne ceva pentru el, totuși. Fă că l-a durut în fund când a auzit. Ba, am uitat, ținut-o două zile și, ba, gata. Știi, totuși, frate, adică, o fi joc, dar pe bun, adică, să fii... Nu înțeleg asta, chiar și în viața reală, omor un om ca să ce, ca să... Nu pot să înțeleg. Nu pot să, că nu găsesc un răspuns. A, că te nervezi pe el, dă-i un pom, dar... Să dai să începi să-l împuși, mi se pare chiar o... absurditate completă. Completă, auzi ce am zis. Adică pe pedicare și pe protecția lui, adică... Fac, cred că pot să-l iau pe asta cu limuzina, stați puțin să văd dacă pot. Ah, s-a prins. S-a dat spin, spin! Tu-i morții în masii. Mamă, deci mi-a explodat asta fix în față, deci putea să-mi ia foc. Pe bune, chiar era să-mi ia foc. Fii sigur de asta, că vin. Și vin cu... și vin, și nu sunt singur, vin cu o pușcă.
Să-ți iau viața! Să te ucid! Să mor! Bă, nene, dar tu mai mori? Adică înțeleg că e limuzină. Dar și a zis, de ce te zmoși și fata? Ia, dar ea ce vine? Ciclop, what the fuck? Hai bă, du-te bă de aici, mă, faci pe străzi. Nu, că nu puteți să-mi spui o să iei, trebuie să-i pe aici, că cică mă îmbârliși pe mine. Dar tot o să mor, mai gros, mai devreme să mai târziu. Mai... Ai frate, bă, mai ce tine și tu. Uite, bă, cum dă mașina, bă. Bă, dacă era, făcea asta, uite, că mi-l rupea pe ăsta, mă, îl prindea și îl scutea mațele afară. Uite și tu, uite și tu, mă, rubu. Băi, bă, dă-o dracu de treabă. Lu, câtă viață am. Băi, dă-o dracu de treabă, o să pun pe ăsta și o să revin la misiunea aceea. Așa am revenit cu vitezomanul. Vitezomanul ușu cu CJ. Mă rog, cam așa se cheamă. Ei, băgam ești. Fie ți-ai dracu să fiți de fetele voastre. Tu-s fata, mă. Las cu orezovi, las că îi dai o bombă. A, mă, du-te lângă ăla, lângă ăla, lângă ăla. Așa, mă. A, v-am căscat bubui, de fapt. A, mă, du-te, mă, mamă, ce proastă e femeia aia să-mi bat piciorul. Hai răbdai. Băi, frate, nu vezi că vin, du-te, dracu. Și ce mașină îmi dă, mai bine, dacă îmi dădeau motorete, erau morți de jumătate de oră acum, erau în rai. Băi, frate, bă, n-am văzut. Hai să-mi bag, noroc că mi-a spart roțile. Na, tipic ghinion. Știi, l-a condus ăla, sare ca lumea și eu s-a pus o mașină. A, mă, bă, fițiar, ții capul, tu faci de-asta cu mine, mă? Bă, ia vină încoace, tu spaști. Băi, nenea, dar mai pe mașini, dau, frate, ce... Ia, uite și pe prostul ăsta, să se sinucide. Mai după, mă, ia poliția pe mine, că... Da, face bine, face bine, fata. Haide. Ai, bă, frate, bă, nu se poate, nu pot să-l prind pe ăsta. Aha. A, cu it's-over. Everything's been taken care of, Mr. Jizzy. Oh, CJ, you's a player's right hand, baby. Oh, and by the way, that car's just come up over on the APB. Dump it, keep it, whatever. Just keep it away from me, my hoes, and my club. Oh, for sure, you got that, man. Oh, oh, frumos, frumos. Bun, deci cam asta tot pentru episodul de astăzi. Nu uitați să vă abonați, dați like, comment, share și subscribe și... Cam atât. La revedere!